Salut! Aici planific programul meu de tratament cu My Embryo Lab. Am instalat aplicația pe mobilul meu și comunic cu Embryo Lab 24 de ore pe zi. Mă anunță când este timpul pentru fiecare injecție. Astăzi o să vă arăt cum să faceți Orgalutran. O să vedeți, nu este greu. Orgalutran este medicamentul care va inhiba ovulația până la maturizarea ovocitelor. Este disponibil în două ambalaje de câte una și cinci bucăți. Orgalutran nu are nevoie de frigider. Se păstrează la temperatura camerei mai mică de 25 de grade Celsius. Eu îl păstrez în sertarul meu. În funcție de ambalaj, în interior veți găsi una sau cinci seringi de unică folosință gata făcute, cu un ac mic și subțire. Deci, când facem injecția? Orgalutran trebuie administrat zilnic la o oră regulată. Puteți să faceți injecția în același timp cu injecția de stimulare ovariană pe cealaltă parte a abdomenului, cu excepția cazului în care medicul dumneavoastră vă spune altfel. O injecție dreapta, iar cealaltă stânga. O să vă explice și moașa dumneavoastră. Spălați-vă bine mâinile cu apă și săpun. O ultimă verificare că aveți la îndemâna dumneavoastră tot ce aveți nevoie și începem. Scoateți capacul de protecție și țineți seringa cu acul în sus. Loviți ușor pentru a ajuta eventualele bule de aer să se ridice în vârf. Apoi împingeți ușor pistonul, astfel încât bula de aer să se elimine. Dacă trebuie să lăsați seringa jos, puneți capacul de protecție la loc. Și acum trecem la injecție. Nu-i nimic, să nu vă fie frică! Injecțiile se fac în zona abdomenului, în zâmbetul de sub uric, cu 2-3 degete dreapta, stânga sau în jos, la un punct diferit de fiecare dată. Alegeți locul și curățați-l cu vată și alcool. Ciupiți pielea din zonă și introduceți acul cu o mișcare constantă și fermă, vertical sau diagonal. Nu vă stresați, acul este foarte subțire. Acum, împingeți pistonul ușor și continuu, fără întrerupere, până când acesta încetează să coboare. Când seringa se golește, scoateți acul. Asta a fost! Apăsați ușor cu vată pe locul de injectare și masați ușor timp de 2 secunde. Închideți acul cu capacul exterior pe care l-ați ținut deoparte. Seringile folosite trebuie aruncate într-un coș special pentru deșeuri biologice. Dacă nu aveți, păstrați-le și cereți de la Embryo Lab să le trimită cu siguranță în gestionarea deșeurilor biologice. Ați văzut? Nu a fost atât de dificil! Este normal să simțiți o ușoară iritație și mâncărime la locul injectării după utilizarea Orgalutran. Nu vă faceți griji, mi s-a întâmplat și mie și în următoarele 5 minute a trecut. Aici veți găsi câteva sfaturi utile. Pentru orice alte întrebări, vă rugăm să contactați pe Embryo Lab.